Savana africană. Pământul uscat și ars de soare se pare că nu păstrează în sine semne de viață, dar îndată ce primele picături de apă ating pământul, sub el se trezește un gigant adormit. Și mai bine e să vă țineți departe de ea. Astăzi o vom urmări pe Broasca Bou în acțiune. Acest monstru este super flămând, căci a stat sub pământ aproximativ 6 luni, așteptând să treacă sezonul uscat, și acum se va năpusti asupra oricărei vietăți. Orice mișcare în raza vizuală a broaștei și nicio insectă n-are nicio șansă. Mărimea corpului îi permite să facă ce vrea, căci poate ajunge la 25 de cm în lungime și să cântărească până la 1,5 kg. Așa că doar insectele nu vor fi îndeajuns. Nu e un secret că pentru amfibieni dușmanii numărul 1 sunt șerpii. Aceștia s-au învățat să-și vâneze țintele într-un mod perfect și să atace rapid, ca și acest șarpe din video care a luat o gustare în formă de broască, dar e încă flămând și vânătoarea continuă. Deși mai bine rămâne flămând, căci rolurile s-au schimbat și din gura acestui monstru nu mai are scăpare. Arma principală a broaștei sunt fălcile, care se comprimă cu o putere enormă. Nici nu observă cum literalmente taie insecta în jumătate. Chiar și cu ajutorul unui băț este greu să deschizi gura acesteia. Pe perimetru sunt localizați dinți ascuțiți, care apucă și țin prada. Din față are niște oase, care deși nu se consideră dinți, provoacă daune semnificative. De aia poate vâna șerpii fără probleme și să-i atace din ambuscadă. Chiar și încercarea șarpelui de a mușca nu schimbă situația și dispare în gura adâncă a vânătorului. Deși uneori nici nu are nevoie să urmărească pe cineva, căci șerpii știu că broaștele sunt active când plouă și ies la vânătoare atunci, dar acest șarpe n-a avut noroc. Fiindcă alături de o asemenea broască, arată mai degrabă ca un vierme. Acest monstru nu e împotrivă să guste și de rozătoare. În secunde numărată, șoarecele dispare în gura fără fund a amfibianului. Doar un singur șoricel însă nu e îndeajuns și de obicei sunt hrănite cu 3 sau 4. Chiar și scorpionii devin victimele broaștei Bou și aceasta îi înghite fără probleme. Viespea asiatică. Pe cât de imposibil n-ar suna, la fel e mâncată de acest monstru. Nu trebuie să vă mirați că broasca Bou nu se teme de nimic și poate chiar să atace un om. Cu ea trebuie să fii foarte atent. E suficient doar să privești o secundă în altă parte că sare peste tine. Să-și atace rudele la fel nu prezintă nicio dificultate pentru ea. Corpul acestei broaște este un bulgăre de mușchi dezvoltați. Ea se mișcă destul de rapid și prin sărituri enorme ajunge victima din urmă. Puteți vedea cum atacă o broască mică ca un tank, iar asta pentru ea este o masă de sărbătoare. Uitați-vă câți gândaci! Broasca Bou se apropie încet de grămadă și își începe masa. Gândacii crocanți atrag rapid alt vânător. După așa masă copioasă pot să se ocupe de alte lucruri importante, cum ar fi înmulțirea. Pentru asta masculii aleg bălți nu prea adânci din care atrag femelele cu strigătele lor. Dar doamnele știu că cei mai masivi masculi se află în centru și cu orice preț vor încerca să ajungă acolo. Între cavaleri izbucnesc dueluri serioase pentru titlul de rege al băltoacei și pentru asta sunt folosite toate trucurile posibile. Săriturile deasupra adversarilor, loviturile cu membrele, fălcile puternice și chiar tehnici de luptă liberă. Așa dueluri poate să le provoace masculilor reni serioase și uneori chiar moarte. Dar cine se mai gândește la asta când te privește o așa prințesă? După împerechiere, fiecare broască depune vreo 4000 de icre din care curând vor apărea mormolo. Ocii.
Interesant e că viitorul tată privește urmașii cu grijă. El rămâne în baltă în tot acest timp și regimul de agresiune e la maxim. El va merge la orice pentru a-i proteja pe mormoloci. De exemplu, acest șarpe a înțeles imediat că mai bine ar fi să plece de acolo. Chiar și un vițel nu-l va speria pe acest tată și el va ataca fără ezitare. Dar nu e totul atât de senin. Chiar și pentru titlul de paznic al bălții se pornesc conflicte, fiindcă gardianul din când în când poate să mai mănânce din mormoloci. Deși cât de straniu n-ar suna, dar masculii chiar au grijă de urmași. Băltoaca aceasta se usucă și sub soarele arzător, acești mormoloci mai au de trăit vreo oră, nu mai mult. Atunci intervine tata. Cu picioarele din spate, acesta sapă un canal prin care mormolocii înnoată într-un corp de apă mai mare. Și nu e un caz unic. Broaștele special depun ouăle într-o băltoacă mai mică pentru a le proteja de pești. Dar adevărul e că nu mereu pot să salveze urmașii și unii dintre ei sunt sortiți la moarte. Însă numărul lor mare le permite broaștelor să compenseze pierderile, mai ales că trăiesc până la 45 de ani, ceea ce e un record pentru broaște. Când la suprafață toate treburile au fost făcute, acești giganți se bagă de nou sub pământ. În vezica lor adună cam o jumătate de litru de apă, iar sub pământ se acoperă cu mucus și își încetinesc metabolismul, ceea ce le permite să supraviețuiască până la următorul sezon ploios. Dar există un prădător în fața cărora n-au nicio șansă. Oamenii s-au învățat să strângă broaștele cât acestea se află sub pământ. Iată cam așa de puternică și lacomă s-a dovedit a fi broasca bou. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a impresionat această broască. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!